Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cel mai mare angajator din România continuă să angajeze. Să mai spui că nu merge treaba în România. Am spus treaba, nu economia. Deci merge treaba, e diferită de merge economia, știi? Merge treaba, cum zice domnul. Merge, mă, merge. Este vorba, evident, de statul român. El este cel mai mare angajator. Statul român aflat sub conducerea coaliției PSD-PNL. În ultimii 3 ani, de când se află la putere această coaliție, aparatul bugetar a crescut cu încă 34.000 de angajați. În 3 ani, 34.000 de angajați în plus. În acest ritm, aparatul bugetar din România va atinge curând valoarea de 1,3 milioane de salariați. Mai puțin până acolo și se va apropia periculos de mult de valoarea din 2008, chiar de dinaintea crizei, că România avea 1,4 milioane de angajați plătiți de la buget. Ăla a fost maximul. Și după aia a venit ce a venit. Ca să punem în context, primii 3 mari angajatori privați din România, abia dacă acumulează împreună 39.000 de angajați. Este vorba de marile lanțuri de retail, Kaufland, Profi și Dedeman, care au fiecare în jur de 13.000 de salariați, uzinele Dacia din Mioveni, care sunt probabil cel mai mare exportator al României, uzinele Dacia au ceva mai puțin de 12.000 de angajați. Deci statul român a angajat în 3 ani încă 3 uzine Dacia Pitești. Acum, sigur, nu spune nimeni că statul nu trebuie să aibă salariați, să angajeze oameni. În fond, suntem o țară în care noi, cetățenii, finanțăm funcționarea a foarte multor servicii în interes public. Sănătatea, educația, armata, evident, structura de lege și ordine, o bună parte din transporturi și așa mai departe. Și e foarte bine așa. Suntem un stat social în care astfel de servicii publice, în interesul societății, sunt finanțate public. Și ok. Dar tocmai pentru că guvernul strânge bani de la cetățeni pentru a finanța funcționarea acestor servicii publice, guvernul e obligat să trateze cu respect acești bani și să-i cheltuiască responsabil, că nu sunt banii cu care vin domnii miniștri și domnul prim-ministru și domnii secretari de stat de acasă și împart din ei cum vor ei. Sunt bani pe care îi iau de la cetățeni. Cetățeni care îi obțin prin muncă. Prin muncă grea. Asta cum împart din ei cum vor ei, aici greșești. Aici greșesc eu, nu? Dar ăsta este principiul, adică ăsta este unul din principiile fundamentale ale unui stat de drept, al unei democrații funcționale. Noi dăm bani guvernului pentru ca guvernul să asigure anumite servicii publice și să aibă grijă de banii respectivi, să-i cheltuiască cu bun simț, cu respect. În noiembrie 2023, numărul de angajați plătiți de la buget a fost cel mai mare din ultimii 16 ani. A descoperit Europa Liberă și au crescut frumoșel și salariile acestora, semnificativ mai mult decât în economia privată. Adică, în administrația publică, salariile sunt cu 20% mai mari, în învățământ cu 28% mai mari, în sănătate cu 10% mai mari. Creșterea veniturilor pe totalul economiei a fost de 15%, deci crește peste tot, într-adevăr, doar că la cei plătiți din bani publici a crescut mai mult. Asta nu înseamnă că unii dintre acești oameni nu merită. Că evident că vrem ca toată lumea să fie plătită mai bine, ca să primim și servicii publice de mai bună calitate. Acum, noi nu știm de ce a fost nevoie de 34.000 de bugetari în plus din 2021 până azi. Când spun noi, mă refer nu la noi deșteptarea, la noi societatea românească. Nu ni s-a explicat. Adică poate că o fi nevoie. Dar habar n-avem, că guvernul nu a explicat niciodată clar de ce face atât de multe angajări. 34.000, 3 uzine Dacia în 3 ani. De ce s-a întâmplat asta, nu știm. Ba mai mult, domnul prim-ministru Marcel Ciolacu pare conștient că aparatul bugetar este supradimensionat. Și dânsul a declarat, a și declarat de altfel la preluarea mandatului, că urma atunci o reformă majoră pe care urma să și-o asume. Așa a declarat. Citez. România nu poate suporta un sistem bugetar ca cel în care suntem acum. Spunea și în aprilie anul acesta, nu numai la preluarea mandatului, deci declarațiile rămân constante. Spunea în aprilie anul acesta domnul Ciolacu și dânsul a continuat atunci, citesc din nou, nu va duce la dezvoltare un astfel de sistem bugetar. Adică oamenii sunt conștienți
E ceva în neregulă acolo și continuă să facă ce e în neregulă. Ca să fim cinstiți până la capăt, nu putem spune că n-a existat măcar o intenție de reformă. În decembrie anul trecut, după multe lacrimi și suspine, guvernul a adoptat așa numita ordonanță Trenuleț, care, sigur, a mărit diverse taxe și impozite pentru mediul privat, dar măcar atât a și înghețat salariile și sporurile pentru bugetari și a oprit și angajările la stat. Doar că, 3 luni mai târziu, în martie anul acesta, pe tăcutelea, guvernul a dat o nouă ordonanță prin care a deschis din nou robinetul cheltuielilor. Deci reforma a durat 3 luni. Iau cumva dreptate, adică se ține cuvânt. Mai devreme spuneai că au spus că sistemul ăla nu poate fi susținut. Nu e un sistem bun și atunci îl modifică. Îl mai umflă. Păi. Rezultatul e că statul are nevoie de atât de mulți bani pentru a întreține un aparat bugetar umflat cu pompa electorală, încât se împrumută într-un ritm halucinant. Datoria publică a României a depășit 51% din PIB, ceea ce impune guvernului prin lege să adopte și să anunțe măsuri ferme de echilibrare a bugetului, dar tăcere, adică e o altă lege care este ignorată de guvern, de statul român, o lege care impune o disciplină a folosirii banilor publici, care este realmente ignorată, pur și simplu nu interesează. Ritmul de îndatorare este susținut, angajările continuă, deficitul crește și toată economia se dezechilibrează foarte, foarte tare. Și veți auzi diversi politicieni în perioada următoare, pe măsură ce lucrurile chiar nu mai pot fi echilibrate, veți auzi diversi politicieni dând vina pe Comisia Europeană și pe Uniunea Europeană pentru următoarele măriri de taxe. O să spună, domnule, noi am vrut, dar ne cere Comisia Europeană să mărim taxele, nu se poate. Adică noi voiam să le ținem așa mici, dar europenii ăștia ai dracului, ei sunt de vină, de fapt. Ceea ce este o minciună îngrozitoare, pentru că Comisia Europeană nu crește, nu solicită să mărim taxele sau să facem aia, sau Comisia Europeană, Uniunea Europeană, spune aveți un deficit de peste 6% și trebuie să fie de 3%. Trebuie să faceți echilibrarea acestui buget. Și asta se face, prima măsură normală este să reduci cheltuielile bugetare care sunt uriașe și nejustificate și umflate cu pompa și să reduci acest aparat bugetar. Lucru pe care și domnul Ciolacu și domnii miniștri ai guvernului și domnii politicieni de la conducere îl știu, îl înțeleg, pentru că din când în când îl mai declară. Adică ăsta e primul lucru care trebuie făcut. Că degeaba o să mărești taxele pe un mediu economic care și așa este chinuit de taxe, în condițiile în care mulți nu plătesc deloc, ce o să faci? O să pui povară și mai mare pe aia care plătesc, care sunt din ce mai puțin. Aia ori o să închidă, ori o să fugă, ori o să caute metode să nu mai plătească. Deci asta e. În tăcerea asta o să se audă și mai tare sunetul asurzitor al prăbușirii, când va veni, că va veni. Doar că să știi, fiți atenți că în praful pe care îl va stârni momentul cu pricina, vinovații vor încerca să se ascundă ca măgar în ceață. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.